În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zaheu, grăbește-te de jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iubiți credincioși, Dumnezeu ne vrea acasă. Iată că în duminica a 32-a după Rusalii, o duminică ce nu ține neapărat de o numărătoare, ci mai ales de o anumită stare de fapt, pentru că ne mai despart doar două duminici până la începutul triodului, în această duminică Sfinții Părinți au rânduit a ne aduce în față un vameș. Nici mai bună decât atât nu se putea o alegere de funcție, de vreme ce spituie pe noi acum la început de an. Să știți că vameșii erau și ei, cum este și acum Ministerul Finanțelor, cu ochii la începutul anului să adune dările. De ce la începutul anului? Ca până la sfârșitul anului să colecteze cât mai mult. E bine, acest Zaheu era mai marele vameșilor. Deci așa, ca să traducem, nu era în minister, nu era așa de om de ghișeu de la 8 la 16. Era mai marele vameșilor. Și el avusese o viață normală. Dar ce este normalitatea? Normalitatea din punctul lui de vedere, adică își făcea treaba omul. Aduna și pentru stat, dar aduna și pentru familie. Vom vedea mai departe de unde tragem această concluzie. Nu că astăzi s-ar întâmpla la fel. Ei, acest Zaheu auzise totuși de Iisus. Nu știm prea bine ce auzise, dar cu siguranță că pusese la suflet ceea ce auzise, pentru că vroia să-l și vadă. Și noi am auzit de multe ori despre oameni și chiar după ce auzim despre cineva, așa mai important, căutăm să-l și vedem. Nu neapărat pe sticlă, să-l vedem așa, față către față. Așa s-a întâmplat și cu acest Zaheu, care însă n-a putut să-l vadă când trecea Iisus prin Ierihon pe lângă casa lui, pentru că era mulțime multă și mai avea și un dezavantaj, era mic de statură. Ei, măsura aceasta a lui Zaheu l-a făcut să ia și el măsuri. Adică s-a suit într-un dud și spune Sfântul Evanghelist Luca pentru ca să-l vadă. Și stând acolo să vadă cine este cel despre care auzise, va să zic că întâi auzim despre un om și după aia îl vedem. Vedeți, în zilele noastre s-a cam inversat situația. Întâi vezi pe cineva, cum se zice pe românește acum, pe sticlă, după care începi să auzi despre el, cine e și ce-a făcut. E, înainte vreme, lucrurile stăteau exact invers. Întâi auzeai despre cineva, devenea celebru prin auzire și apoi îl vedeai. Și Mântuitorul, trecând pe acolo, pe sub ochii din dudul lui Zaheu, s-a oprit și a privit în sus. Mântuitorul, înconjurat de mulți apostoli, de ucenici și de mulțime multă, putea să treacă și mai departe, dar a vrut să răspundă trădaniei lui Zaheu de a-l cunoaște. Iubiți credincioși, aceștia suntem și noi. Să nu credem că dacă ne străduim cu ceva, Dumnezeu nu vede strădania noastră. Dacă a văzut-o pe a lui Zaheu, cu siguranță o vede și pe a noastră. Nu suntem noi nici mai păcătoși și nici mai buni decât Zaheu. Înseamnă că, sigur, Dumnezeu are un ochi și spre noi. Întotdeauna mi-aduc aminte de Părintele Asenie când zicea cu barba fluturând așa ce, tată, Dumnezeu știe orice fir de păr, dar minte, îți imaginezi, știe de barba mea pe unde o ia. Dar minte de fiecare dintre noi. Și chiar își aducea aminte cu mare plăcere cum că într-o vară au venit niște nemți. Și tot așa, ca la Cazaheu, și hai să-l vedem noi pe Arsenie ăla. Și au venit vreo doi nemți să se fotografieze cu părintele la sfârșit după ce le-a vorbit. Și zicea părintele, tată, nu știu cum am început să bată un vânt, când să facă poza, barba mea a nimerit exact peste capul unuia dintre nemți, care era și el. Și iată că barba mea a devenit părul lui ea. Și spuneam că Dumnezeu știe de toate. Știe de tot ceea ce face noi, atât că știa și de Zaheu, care se ascunzese în dud, ca neamțul după barba părintelui,
Și i-a zis, Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Acum vă imaginați, fraților, că mulțimea îl cunoștea pe Zaheu, pentru că era mai marele vameșilor. Dar de unde să-l fi știut Mântuitorul? Doar dintr-o înțelepciune divină. Și toți s-au mirat, în primul rând, că îi cunoaște numele. Și apoi zis, bine, bine, da, îl cunoaște, dar dacă îl cunoaște așa, cu înțelepciune dumnezeiască, nu poate să știe că este un ticălos, pentru că după ce au intrat în casă, au început să cârtească. Ia uite, a intrat să zăbovească cu un păcătos. Ei bine, când a auzit Zaheu că Mântuitorul pe care el vroia numai să-l vadă măcar, îl poftește în casă, în acel moment s-a dat jos din dud, dar nu numai din dud. S-a dat jos din mintea lui care vrea să-l cerceteze cine este acesta, s-a dat jos în inima lui. Și primele roade ale coborârii gândului din rațional în sentimental a fost că atunci când se da la masă, i-a spus, Doamne, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. De ce a renunțat la jumătate? Poate că ne gândim, știa omul cu cât băgase mâna mai la adânc, dar în casa aceea erau și copiii lui. Copiii lui acum erau obișnuiți cu niște standarde și el le-a tăiat deodată jumătate. Asta înseamnă că el, într-adevăr, ca să traducem pe românește, cred că era sponsor oficial, că nimeni nu putea să zică de ce ne iei jumătate. Deci clar putea să ia decizii. Iubiți credincioși, după ce a făcut această declarație, Mântuitorul imediat i-a și dat verdictul. I-a răspuns, iată s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam. Vedeți că Dumnezeu ne răsplătește chiar înainte de a face noi ceva. Nici măcar n-a apucat Zaheu să împartă averea la doi și să o dea săracilor. N-a apucat. Decât numai gândul și decât numai declarația aceasta că va da jumătate din averea săracilor, a atras după sine siguranța că este mântuit. Nu însă ce ne trebuie? Ne trebuie gândul cel bun de a-l duce până la capăt. Iubiți credincioși, astăzi am să rămân să vă spun doar câteva lucruri vis-a-vis de faptul că Dumnezeu ne vrea acasă. Dumnezeu este cel care, prin Fiul Său, atunci când ne-a vorbit despre Fiul risipitor, ne-a prezentat pe Tatăl care l-a așteptat pe Fiul să se întoarcă acasă. Și acesta s-a întors. De ce a plecat Fiul? Dintr-un raționament. Să vadă și el cum este prin altă parte. Nu simțea neapărat cât se gândea el că în altă parte este mai bine. Va să zic că mintea ne scoate din casă și sufletul, inima, ne aduce acasă. Știu foarte mulți dintre cei care l-au întâlnit pe Dumnezeu și au crezut că Dumnezeu își are existența începând cu 1989, pentru că știu foarte multe cazuri de genul acesta, pentru că trebuia să existe această categorie, de vreme ce până în 89 nu s-au putut cununa că, vezi, Doamne, îi vede partidul, n-au putut să-și boteze copiii decât au aflat târziu că soacrele s-au ocupat de copii. Stai, mă, liniștivă, că-i botezat, vezi de treabă. Cât știu eu din ăștia din anii 90, care au aflat și ei că au copiii botezați. Nu sunt probleme. Dar după 89, când toată lumea se ducea la biserică, a, zice, da, revoluția ne-a adus și pe Dumnezeu. Bine. Va să zic că după ce am plecat atâta, ne-am dus și ne-am întors. Acum aflăm că Dumnezeu ne așteaptă. Și cunosc, spuneam, oameni care după 89 au început să caute tot felul de curente, să se ducă pe colo, pe colo, să îmbrățișeze în spirală pe nu știu care. Și care a fost efectul principal al, așa zisei, întâlnirii a lor cu Dumnezeu? Știți care a fost? Plecatul de acasă.
Păi pleca tu de acasă, că dacă avea 50 de ani, el, vă imaginați că vă 48 avea și soția. Și de ce să nu plece el de acasă când mâna unei fete de 25 de ani este mai catifelată? Și când se întâlnea cu mâna ei în spirala după coclauri, vă imaginați că s-a înfiripat așa o dorință de a pleca de acasă, nu de a veni acasă. Și Dumnezeu ne vrea acasă. Dar ne vrea acasă pe două căi. Ne vrea și cu sufletul, dar și cu trupul. Atunci când Mântuitorul a vindecat, întotdeauna a spus, mergi la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. N-a făcut Dumnezeu o colecție de oameni care după ce l-au descoperit să meargă după el. Nu, Dumnezeu n-a îngăduit să plecăm de acasă după el. Dacă vedeți pe cineva că spune, gata, eu m-am pocăit, eu l-am aflat pe Domnul și își părăsește familia, să știți că ăla n-a aflat pe Domnul. A aflat decât un soi de libertate pe care o dă diavolul să facă orice. Dar noi trebuie să mergem pe principiul fericitului Augustin. Iubește și fă ce vrei. Păi dacă iubești pe Dumnezeu, faci ceea ce vrea Dumnezeu. După ce l-ai descoperit, trebuie să mergi acasă. Dar acasă unde? Acasă nu numai în familia ta, acasă în sufletul tău. Pentru că astăzi Mântuitorul îi spune lui Zaheu, grăbește și dă-te jos. Nu să se dea jos numai din dud, să se dea jos din cap. Pentru că el vrea să-l înțeleagă și să-l vadă pe Iisus cu capul. Vrea să-l vadă așa cum vrea lumea să vadă pe sticlă, pe nu știu care sau pe nu știu care. Vrea să-l vadă numai și numai rațional. Și a zis, nu, grăbește-te că astăzi vin în casa ta și mă vei și simți, nu numai vedea. Iubiți credincioși, Dumnezeu ne vrea acasă. Ne vrea să ne așezăm lângă ai noștri, să ne așezăm între ale noastre, cum zice românul, pentru că marea taină a omului este că nu poate să fie singur. Orice om plecat în lume este un om singur și însingurat. Veți spune că nu e așa, vă contradic. Singurătatea nu înseamnă neapărat să nu ai pe nimeni pe lângă tine. Singurătate înseamnă să fii înconjurat cu mulți, dar să fii singur. Știți că singurătatea în doi este mai aprigă decât singurătatea într-unul. Singurătatea în doi atunci când fiecare își vede de ale lui și singurătatea în doi acum are și un exemplu foarte interesant. Atunci când doi stau în casă, în aceeași cameră, la aceeași masă, dar fiecare cu adresa lui de Facebook și apasă pe butoane și asta se numește singurătate în doi. El e cu echipa lui, bineînțeles că e numai la nivel rațional, dar cu sufletul nu este. În loc să îl mângâie pe cel de lângă el, ce face? Mângâie niște butoane și zice, ia uite, m-a băgat în seamă cu tare, ia uite câte like-uri am, ia uite câte view-uri, ia uite ce șart mi-a dat nu știu care. Măi copii, trebuie să ne trezim odată. A fi cu ceilalți înseamnă a îmbrățișa pe ceilalți. Erau sfinți părinți care spuneau, pe cine nu poți să îmbrățișezi, pe acela nu poți nici vindeca. Trebuie să știți că îmbrățișarea înseamnă ai dovedi celuilalt că ești cu el. O îmbrățișare a fost coborârea lui Zaheu din dud în casă, o îmbrățișare a fost intrarea Mântuitorului din stradă în casa lui Zaheu. Și până la urmă o îmbrățișare prin faptul că a acceptat prin gestul lui Zaheu tot ceea ce era în casa lui. Erau copii, erau cineri, nu lor probabil, erau cei din casă care din acel moment trebuia să schimbe modul de viață. Da, da, trebuia să schimbe modul de viață pentru că jumătate din avere dacă dispărea, bineînțeles că nu mai aveau condițiile pe care le-ar fi avut dacă averea nu era împărțită. Iubiți credincioși, asta vrea Dumnezeu de la noi. Vrea să ne întoarcem acasă. Și veți spune, bine, bine, dar noi n-am plecat de acasă. Ba da, am plecat de acasă. De câte ori nu ne-am pomenit cu gândul în altă parte? Chiar fiind aici, ne-am gândit și acum pe autostrada A2, dacă ajungem la București mâine sau poimine, unii dintre noi. Asta înseamnă că am plecat. Am plecat cu mintea exact cum a plecat Zaheu să se suie în dud, să-l vadă pe Hristos. Și întotdeauna Mântuitorul ne spune, grăbește și dă-te jos. Va să zică, darea jos din minte în inimă
trebuie să se facă de grabă. Să nu lăsăm mintea prea mult să stea prin dud, adică să vadă multe dorința aceasta de a cunoaște pe ale altora, înainte de a le cunoaște pe ale noastre. Trebuie să ne obișnuim și mai ales să avem în mintea noastră un target. Să avem țintă să ne întoarcem în noi. Atunci când Mântuitorul a zis grăbește și dă-te jos, i-a zis lui Zaheu că de fapt cel mai important lucru pe care îl cere este să se împace cu el însuși. Adică mintea să coboare în inimă ca să dea la pace cu el. Și să nu mai fie atât de iscoditor să vadă modele, să vadă pe cutare sau pe cutare, ci modele trebuie trăite. Și a trăi un model, îmi aduc aminte de părintele Arsenie care spunea, tată, eu nu vă iubesc, eu vă trăiesc. Probabil că dacă îmi va da Dumnezeu încă vreo 50-60 de ani de acum înainte, numai să înțeleg sau să bănuiesc ce a vrut să spună părintele. Pentru că este o vorbă foarte, foarte adâncă, cu care e drept, eu m-am mângâiat de atunci, dar cu siguranță că a spus mult mai mult decât am auzit eu. Nu vă iubesc, ci vă trăiesc. Atunci când începi să trăiești iubirea în celălalt, este într-adevăr o altă etapă de viață. Probabil că pentru Zaheu, în momentul în care i-a intrat în casă Mântuitorul, a început nu să-l iubească, ci să-l trăiască. Și trăindu-l pe Hristos, a dat jumătate din avere săracilor. Iubiți credincioși, n-a dat-o pe toată. Acum haideți să vă spun până la capăt. Nu cumva să credeți că Hristos vrea de la noi toți să dăm și da, nu mai avem cui să dăm. Trebuie să facem cu cumpătare. Și mi-aduc aminte foarte bine de niște principii pe care Părintele Arsenie mi le-a spus. Aveam niște situații de enoriașe care veneau pe la biserică mereu. Și aveau tendința de a da. Bă, a da, a da. Dar eu am simțit nevoia totuși să temperez acest a da. Bă, a da, a da, da. Dai dintre tale una alta. Și m-am zis la părinte și am zis, uite, părinte, uite, așa, așa, cum să face cu datul ăsta? Până când dăm și cui dăm și ce dăm? Zice, tată, dacă vine la tine un cerșetor la poartă și te întreabă, ai să-mi dai și mie o bucată de pâine? Tu acum știi că ai pâine pe acasă. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, știi care este? Să te duci să-ți întrebi copiii și soția, mă, voi ați mâncat astăzi? Dacă spun că da, te duci și toată pâinea pe care o ai și o dai ăluia. Dacă nu, n-ai voie să dai nicio ferie. Pentru că omul ăla plecând de la tine, fără nimic, probabil că va rândui Dumnezeu pe toată strada aia să găsească pe cineva care să dea o bucată de pâine. Dar pe copiii tăi n-ai voie să-i scoți afară, văd, n-avem pâine, cam dat-o, duceți-vă și voi și cereți de la alții. Nu, n-ai voie să faci așa ceva. Va să zic că și a da trebuie să fie cu cumpătare. Și vedeți că și Zaheu a fost cumpătat, n-a dat totul, a dat jumătate. Acum să vă spun și partea cealaltă, că putea să dea numai un sfert și numai din mai puține. Pentru că exista la evrei foarte bine stipulat. Dacă îl păgubeai pe cineva cu o oaie, îi dădeai un sfert. Dacă avea 4 oi, îi dădeai o oaie, deci un sfert. Dacă îi dădeai un alt animal mai mare, îi dădeai tot un sfert. Va să zic că Zaheu, care era mai marele taxatorilor și încasatorilor, știa cu siguranță care este raportul pe care trebuie să îl dai. E un fel de returnare de TVA. 24% e cam pe acolo venim, cam la sfert. E bine, el n-a făcut numai atât să trimită niște vase goale și să zică, probabil că de-aia a făcut și averea. Știți cum, să trimite vasul gol, zice că avea atâta și ia un sfert în valoare înapoi. E, nu ne învățăm noi acum la ticăloșii, dar vă spun ca să înțelegeți că Zaheu nu este un personaj de acum 2000 de ani. Este un personaj de astăzi și de următoarele 2000 de ani. Pentru că nu se va încheia odată cu venirea noastră astăzi la biserică epoca lui Zaheu. Că vine acum 31 martie și trebuie să plătim măcar un sfert din impozitul anual. Să fim foarte realiști și să nu credem că venind la biserică Dumnezeu va șterge așa cu curentele datoriile. Nu! Ne va ajuta Dumnezeu să putem să le plătim. Noi așa credem. Ei bine, fraților,
dacă măcar astăzi vom face un efort să coborâm din minte în suflet, vom începe să simțim. Adică, întorcându-ne acasă, să nu mai judecăm cu mintea pe cel de lângă noi, să nu mai confundăm pe cel de lângă noi ca fiind altcineva sau dator să facă ceva sau să fie numai vinovat de serviciu. A ne întoarce acasă nu înseamnă neapărat să ne descălțăm în propria noastră casă, ci a ne întoarce acasă înseamnă a fi acasă și a avea un cămin. Se spune că odată o femeie căsătorită și cu o oarecare echilibrare și în viața profesională a fost trimisă într-o delegație, dar știa că ea n-a plecat de acasă niciodată, așa departe și pentru o săptămână. Și s-a îngrijit femeia să facă mâncare pentru soțul ei iubit ca să aibă timp de o săptămână. Dar și-a pus în minte, dacă tot mă pregătesc, hai să văd și eu ce am la ușă. Și-a făcut mâncarea, și-a așezat-o unde trebuie, peste vreo două zile sună soțul. Păi ce faci, mă, femeie, mai stai mult? Păi mai am 5 zile din 7. Păi și eu ce mănânc? Eu-ți mor de foame, eu de două zile n-am mâncat nimica. Măi, bărbate, dar tu sigur ai stat acasă? Sigur că da. Ei, atunci le vedem peste 5 zile. Ăsta peste 5 zile la aeroport, bă, femeie, dar ți-ai bătut joc de mine. Cum adică? M-ai lăsat tu fără mâncare, dar să poate așa ceva? Asta cam dă de asta zâmbească, de aceea las că ajungem noi acasă. Ce vrei să spui? Păi ca să îți arăt. Ce să-mi arăți? Că m-am pregătit. Cu ce te-ai pregătit? Păi te-am gătit. Păi cum adică te-ai gătit? Și s-au dus repede acasă și ăsta intră în frigider. Repede, uite, frigiderul e gol. Zice, nu, lasă-l așa. Aragazul e gol. Lasă-l așa. Bucătărie nimic. Zice, hai cu mine în dormitor. Când deschide ușa, toată mâncarea era în dormitor. Păi unde ai fost, mă, nene? Problema este următoarea. Dacă nu știm să ne întoarcem acasă, cu siguranță că n-avem nicio scuză, cu siguranță că familia nu mai este familie decât în certificatul sau în buletinul pe care îl avem, scrie acolo la partea, la starea socială, căsătorirea, fie degeaba. N-avem decât o casă pentru că nu mai avem cămin, dacă nu ne întoarcem acasă, nu mai avem nimic. Fraților, măcar astăzi să ne dăm jos din dudul rațiunii și să începem să simțim. Să simțim nu casa, ci să simțim căminul. Să simțim nu ceasul, ci timpul. Să simțim nu vehiculul cu care mergem, ci distanța pe care o parcurgem. Să ne simțim într-adevăr bine lângă celălalt, pentru că Dumnezeu ne vrea acasă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.